ar fi constrânși să-și închidă afacerile pentru că au refuzat să achite chiria pentru perioada stării de urgență în care nu au activat. Mai mulți agenți economici de la o piață din sectorul Buiucani al capitalei spun că proprietarul recurge la diferite metode de intimidare pentru a-i determina să-și sisteze activitatea. Lilia Taras închiriază de 10 ani una dintre cele mai mari încăperi de pe teritoriul pieții. Achită regulat câte 56.000 de lei lunar, dar a refuzat să plătească pentru cele aproape 3 luni cât nu a activat. Acum este în proces de judecată cu proprietarul pieței, iar marți dimineața, mai mulți angajați au început să-i demonteze acoperișul magazinului. A unde e начальник ваш? Ce они спрятались, как крыса вышла, а эти им спрятались. Acum să fie o ploaie sau să fie unii în soare, noi avem marfă care e în gheață, care ei lucrează acolo cu fel de fel de instrumente, care în orice moment poate să iei foc, în noi materiale de construcție așa se află. În proces de judecată cu proprietarul pieții sunt și alți agenți economici. Valentin Șveț a fost obligat să achite 16.000 de lei, pentru că a refuzat zilele trecute, a găsit ușa de la magazin sudată. Мы вообще не то, что не заработали, а мы еще и должны были деньги заплатить за то, что мы не работали. Он пугал этим, что если не заплатишь, то ты уйдешь. То есть из-за этого свет выключил нам. Într-o situație similară este și Irina Haritonova, care de 18 ani închiriază un butic în aceeași piață. Нас заставили платить 80%, типа скидка 20%. Мы отказались, потому что у меня трое детей. Я дома сидела 2,5 месяца, не работала ничего. Дохода никакого не было, и это нереально, откуда мне такие деньги было платить за бутик. Am încercat să-i oferim proprietarului pieței Nicolae Dogaru dreptul la replică, însă acesta nu a fost de găsit. Când vorbim cu administratorul pieței? Eu nu știu, mai târziu. Dacă nu mai târziu? Nu pot vă spun. La piața din sectorul Buiucani al capitalei activează în jur de 150 de agenți economici.